Pompierii au scris prin faptele lor de eroism, curaj și sacrificiu pagini memorabile în cartea tradițiilor ca salvatori ai semenilor, ca luptători împotriva dezastrelor, dar și ca apărători ai patriei. Anul acesta se împlinesc 169 de ani de la bătălia din dealul Spirii, în care pompierii militari au înfruntat trupele otomane intrate în București ca să înnăbușe revoluția de la 1848. Sub conducerea capitanului Pavel Zăgănescu, originar din Râmnicu Sărat, aceștia și-au demonstrat curajul și spiritul de sacrificiu. Astăzi, la statuia eroului pompierilor din dealul Spirii, din Râmnicu Sărat, a avut loc o ceremonie. Suntem aici pentru a transmite generațiilor de copii și elevi prezenți aici că trebuie să-și iubească țara, că trebuie să aibă un comportament adecvat acestui sentiment de patriotism, că și ei, la un moment dat, pot fi chemați să dea dovadă de acte de eroism. Un sobor de preoți a oficiat o slujbă de pomenire a capitanului Pavel Zăgănescu, iar după ceremonialul religios au fost depuse flori și coroane. Prima linie tot timpul, chiar în condiții vitrege, condiții comparabile cu cele de război. Ne aducem aminte de toate intervențiile aproape zilnice, în condiții dificile, iarnă, vară, nu contează, drept pentru care le mulțumim și le urăm la mulți ani. Cu ocazia zilei pompierilor din România, astăzi, după amiază, salvatorii buzoieni și-au prezentat tehnica de intervenție din dotarea inspectoratului, fiind realizate și puncte mobile de informare și documentare preventivă în Parcul Crâng din municipiul Buzău, respectiv Parcul Central din fața primăriei Râmnicu Sărat.